Aproape un sfert dintre copiii de la sate renunță la școală înainte de finalul clasei 8-a. Asta arată ultimele date ale Ministerului Educației. Sărăcia și problemele în familie sunt cele mai dese motive pentru care elevii abandonează școala. Cristina Filip a urmărit cifrele și vine cu detalii. Cristina, cum arată de fapt situația aceasta? Bună seara, Mario! Se pierde aproape un sfert de generație la 8 ani. Aceasta este concluzia datelor publicate de Ministerul Educației. Cei mai mulți elevi renunță la școală după clasa pregătitoare sau înainte de a intra în clasa 5-a. Așa cum era de așteptat, cea mai mare rată de abandon este în mediul rural, acolo unde 23% dintre elevii care s-au înscris la școală acum 8 ani au renunțat înainte de terminarea gimnaziului. Per total, procentul abandonului școlar în mediul rural este de 2,6%, dublu față de procentul de abandon din mediul urban. Anul trecut, în 2020, când din cauza pandemiei cursurile au fost mutate în mediul online, mai bine de 35.000 de elevi din ciclurile primar și gimnazial au renunțat la școală, în creștere față de anii 2018 sau 2019, când numărul total al elevilor care au abandonat școala a fost de 28.000. Principalul motiv, așa cum ai spus și tu, este sărăcia, însă alte cauze pot fi problemele personale sau problemele familiale sau dificultățile de învățare.